Salutare și bine v-am găsit la Culinar Show! Astăzi o să fac un tort senzațional de mere, peste care o să pun un sirop caramel ce vă va da pe spate. Adevărul e că merele, scorțișoara și caramelul merg perfect împreună. Primul pas ar fi să începem cu caramelul. La foc mic întotdeauna, pentru că nu vrem să ardem zahărul. Iar astăzi voi proceda un picuț diferit. Nu voi proceda clasic, să pun zahărul și să aștept să se topească întâi, iar peste el să pun untul și smântâna, ci le voi pune pe toate trei odată. Cam asta ar trebui să fie consistența sosului caramel, iar acum o să-l las la o parte. Mare grijă atunci când lucrați cu caramel, pentru că el este foarte, foarte fierbinte. Să nu fiți tentați să lingeți spatula, pentru că, v-am spus, frige foarte, foarte tare și în niciun caz să nu lăsați copiii să pună degetele pe aici. O să începem întâi cu ingredientele uscate. Am aici 200 de grame de făină albă, peste ea voi pune o linguriță de bicarbonat de sodiu și una de praf de copt. Folosesc și bicarbonat de sodiu și praf de copt pentru că vreau ca tortul să crească, dar să-și mențină volumul totodată. Mai departe, scorțișoară și niște nucșoară, întotdeauna proaspătă, parcă are un gust aparte față de cea uscată la plică. Fulgi de migdale. Dacă n-aveți fulgi de migdale, atunci puteți folosi și caju, însă mărunțit. Avem nevoie și de puțină sare. Toată lumea întreabă cam cât e un praf de sare. Hai să vă arăt. Ete cam atât e un praf de sare. Amestecăm acum toate ingredientele uscate și ne apucăm de cele umede. Am aici 175 de grame de unt nesărat la temperatura camerei. Priviți, așa trebuie să aibă consistența. Și voi începe să-l bat cu mixerul. Adaug și zahărul treptat. Eu am folosit zahăr normal, cam 150 de grame. Adaug și niște extract natural de vanilie, cam o linguriță. Și continui să amestec cu mixerul până ce se topește zahărul. În acest moment o să sparg câte un ou deasupra și continui să amestec. La fiecare ou adăugat o să punem și câte o lingură din compoziția uscată. Așa că nu vă speriați dacă arată ușor tăiată, totul se va regla cu compoziția uscată. Și repet acest proces până când voi epuiza toate ouăle și toată compoziția uscată. Cam așa ar trebui să arate compoziția. Am aici o formă de tort rotundă de diametru 24 cu fund detașat. Foarte important. Pe care o voi tapeta cu unt și făină. Avem nevoie cam de 500 de grame de mere. Merele trebuie curățate de coajă și tăiate felii subțiri. Feliile care nu vă vor ieși subțiri, le puteți băga la mijloc. Prima dată îl voi tăia în jumătate și apoi voi încerca să scot semințele. Iar acum voi tăia felii cam de 2-3 mm grosime. Și acum pun jumătate din această compoziție aici în tavă. Voi așeza merele. Mai departe, voi pune jumătate din cantitatea de sos de caramel. Și o voi întinde foarte ușor, fără să deranjez merele. Și repetăm procesul. Punem restul de compoziție. Și întindem cu mare grijă. În momentul în care s-a nivelat cât de cât, luați forma de tort, bateți-o de câteva ori de masă, ca să se niveleze perfect. Și continuăm cu restul merelor. Și acum punem și restul de caramel peste. Și acum tava merge în cuptorul pe care l-am încins mai devreme la 160 de grade pentru o oră și 5 minute.
Observați că am mai așezat o tavă de desubt. În cazul în care caramelul se va scurge, se va scurge în ea și nu în cuptor. A trecut o oră și 5 minute și a venit vremea să verific tortul folosind testul cu scobitoare. Un sfat foarte important, nu deschideți ușa cuptorului mai devreme de 45 de minute pentru că tortul nu va mai crește. Voilà! Scobitoarea este curată, deci tortul este gata. Trebuie lăsat să se răcească 45-50 de minute până să-l puteți tăia. Așa că trebuie să aveți răbdare. Acesta a fost tortul de mere și nu uitați, merge senzațional cu niște frișcă sau cu înghețată de vanilie pe deasupra. Și dacă vreți să vedeți rețete precum pizza cu 4 formagii sau rețeta mea de tiramisu reinterpretat, abonați-vă!